Vaccinarea împotriva coronavirusului în farmacii va fi posibilă și în România, conform unor informații oferite în mod oficial de către vicepremierul țării noastre, și aici practic vedem aplicarea unei strategii care este deja activă în Statele Unite de ceva vreme. În scurt timp, în toate farmaciile se va face vaccinarea anticovid. Nu știm câți oameni vor avea încredere, deoarece vaccinarea va fi realizată chiar de unul dintre angajați. Farmaciile din România vând deja diverse vaccinuri, iar farmaciștii ar putea să administreze gratuit doze de vaccin la cerere, dar este nevoie de elaborarea unui ordin de ministru. Trebuie începute demersurile pentru a avea o legislație în ceea ce privește vaccinarea populației în farmacii. Nu știu ce să spun. N-aș avea încredere. N-aș avea. Nu l-am făcut pentru că avem probleme cu inima și copiii ne-au sfătuit. Soțul are stand pus și n-aș fi sigură pe el. Deci n-aș fi sigură pe el. Nu știți ce reacție are. Nu știu ce de asta suntem trecuți de 60 de ani și n-am avut încredere să-l facem că... Nu prea mă interesează vaccinarea, dacă vreți. O fi. Cineva trebuie să ia niște bani mulți și așa că găsesc metode ce să fac. Unii mehedințeni sunt complet dezamăgiți de situațiile create de această conducere, care de un an de zile își bat joc de țara noastră, deoarece nu au dat indicațiile sigure despre acest vaccin. E foarte bine că nu-i mai pune pe oameni pe drumuri. Că eu am pierdut o jumătate de oră să mă duc până la policlinică și înapoi. Este foarte bine. Eu sunt vaccinată din ianuarie-februarie. Da, e o idee foarte bună. Dar mai sunt și alți mehedințeni care susțin vaccinarea în farmaciile din orașul nostru, cu toate că vaccinarea va fi realizată chiar de către unul dintre angajații farmaciei.